Ție îți place așa? Muzica? Yes! După două ore de chin, ne-a reușit și nouă acest TikTok. Și nu atât de bine, ți-aș spune. Acest TikTok genial? Da, genial. Eu simt că am îmbătrânit. Dar tu cum crezi? O să avem sute de mii de vizualizări? Eu sunt sigur, dar ferm convins că într-adevăr o să avem sute de mii de unfollow! Și delete! Dragilor, noi astăzi vrem ușor împreună cu voi să facem o ediție total specială. O ediție special pentru voi, adică pentru cei mai mici. Cei mai dăgălași, o ediție dedicată copiilor! Și invitata noastră de astăzi este nimeni alta decât Iuliana Veregoi! Cred că eu sunt cea mai îndrăgită. Cea mai îndrăgită, cea mai cunoscută în tot ce înseamnă YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Chiar astăzi, la nebun, degustos și În sfârșit am adus titanul TikTok-ului, Iuliana Veregoi. Bună ziua, bună seara și bine ai venit la noi aici. Bună seara, bună seara, bună bine m-am pregătit. În studio. Ai avut o vie, s-o pup, să nu știi ce-i faci. Care emoții? Nu știu acum... Nu știu acum cine copilul, Iuliana sau Valeria. Așa, astăzi avem o ediție specială dedicată tuturor copiilor, dedicată tot ce înseamnă vacanță, copilărie, TikTok-uri cât mai multe. Cât mai multe, cât da. Mai multe. Te rog, noi am încercat, am mimat un TikTok cu Valeria, eram ca doi moșnești de 700 de ani. Ce ar trebui să facem ca să fim și noi curtei? A ieșit amuzant? Trebuie să iasă amuzant. Da, în cazul nostru, oameni care au TikTok-ul, de exemplu, beauty, da? Cum eu am video beauty pur și simplu unde mă filmez, unde sunt drăguță. Unde video unde sunt amuzantă sau unde sunt serioasă sau unde vorbesc pe niște teme sau mai am video unde plâng când mi-am furat contul de Instagram, de fapt, nu. O să vorbim despre aceasta un pic mai încolo. Deci, să înțeleg, atunci când faci un TikTok, trebuie să știi exact tema. Ori de râs, ori de plâns, ori de prostie, ori de talent. Fie content. Acum o să vină la mine pe Instagram minim 200 de mii de urmăritori, pentru că, dragilor, eu știu numărul de telefon a Iulianei. Știu unde locuiești, adresa, etajul. Am mâncat plăcinte făcute din maică-sa, din bunică-sa și am băut un pahar de vin cu taică-su. Dacă vreți, îmi scrieți. Ideea este următoarea, tu ai mai fost la mine invitată la o altă emisiune și după aia toți copiii României, te rog, dă-mi numărul Iulianei. Acum o să fii încă mai nașpa, după ce ai zis asta, poftim, succes! Promis. Vorbind despre contul furat, tu ai zis, ai menționat. A fost foarte nașpa în momentul ăla, bine că a fost o farsă așa pe lângă altele. Două secunde, farsa a fost, nu că reușită, dar foarte reușită. Dar ce fel de... Eu, moșneac de 33 de ani, mă uit și zic... Sărmana fată. De fapt, când mi-a schimbat parola de la Instagram, am fost ceva de genul, mai sigur e ceva, ceva, cred că e ok, adică se recuperează. Până n-am intrat eu pe Instagram și eram acolo, pe contul meu, și mă uitam cine o să, ce face, dacă îmi șterge pozele, dacă postează ceva pe story, și văd că intră live. Adică a intrat live și eu eram ceva de genul, oh my god, nu, asta nu e o farsă. Tu cine ești? Cine ești? Serioza? Dar ție nu ți-e rușine, Serioza, să-ți bați joc de muncă altora. De fapt, cel mai nașpa pentru mine a fost pentru că eu mă gândeam la urmăritorii mei, de fapt la generația Z care mă urmăreau pe acel cont. Și pur și simplu la un moment dat m-am gândit că toate amintirile mele de pe contul ăla, toate mesajele frumoase, toată lumea care era acolo alături de mine... Lumea ta, că e da, o da, lumea virtuală. Da, lumea mea pur și simplu a dispărut. O altă întrebare care chiar mă macină, când obosește Iuliana Veregoi? La început de carantină, când nu făceam nimic, oboseam în fiecare zi, deci nu puteam să mă ridic din pat la cât de obosită eram. Oboseai mental? Da, pur și simplu oboseam pentru că nu făceam nimic. M-am obișnuit să plec în România în fiecare săptămână aproape. M-am obișnuit să merg la școală, să, nu știu, să fac vloguri. Acum că toți copiii sunt în vacanță și copiii, sper și cu siguranță, citesc foarte mult, am înțeles, pentru vara aceasta ai pregătit, ai lansat și o carte. Exact. Dacă poți să-mi spui ceva detalii despre ea. În timpul carantinei am lansat foarte multe chestii, chiar... M-am bucurat enorm de mult că aveam totul deja pregătit. Am lansat și filmul Lara, Aribel și Mâna Destinului,
care este diferit de serialul Lara, în fine, și am lansat și cartea. Vroiam foarte mult să filmăm sezonul 3, dar din cauza carantinei nu am reușit, așa că am lansat cartea, de fapt sezonul 3 sub formă de carte, și care a avut un succes foarte, foarte, foarte mare. Tu acum ai spus exact la tot ce te pricepi, dar vreau să văd eu, Iuliana Beregoi, cum se pricepe la bucătărie, pentru că mâini poi mâini, o să vedem la bratul unui cavaler și o să zică, dar știi să faci mănighi cu brânză și cu smântână? Apoi spui, eu știu scriu o carte, dar știi să faci gălușii? Eu știu să cânt, dar știi să faci și ghiri. Și tu spui, eu am un hanorac cu Iuliana Beregoi. Tocmai de-aia astăzi noi o să-ți dăm o lecție culinară alături de Valeria, de mine. Este as la tot ce înseamnă bucătărie, așa că eu am să-mi savurez campotul al doilea pahar, dar voi o să gătiți ceva dulce astăzi. Da. Dulce, ia dulce. Să vedem ce să mă vedeți astăzi, că eu nu prea știu să gătesc. O să pregătim un milkshake. În milkshake o să punem înghețată cu pepene galben, căpșuni, lapte. Atât. Eu mă ocup de milkshake, okay. Dar ție o să-ți dau partea cea mai grea, pentru că o să te învăț să gătești. Ok, dar asta și mi-am dorit, de fapt. O să gătim clătite pufoase, da? Pufoase cu iaurt grecesc. Okay, pentru super. Această rețetă o să avem nevoie de iaurt grecesc, făină, ouă, praf de copt, esență de vanilie și cam atât. Deja okay. L-a prăjit pe... Să fiți atenți. La prăjit ce? La prăjit o să avem nevoie de ulei. Ok, hai și eu o să ajut eu. Mai întâi de toate, o să te rog să pui iaurtul grecesc în bol. Pe și tot. Da, și să spargi ouăle. Oh, unul câte unul. Unul câte unul, și... dar nu le sparg pe toate trei deodată oricum. Și partea cea mai grea cred că o să fie să-mi răspunzi în acest timp și la întrebări. Da, știu. Eu nu pot să mă concentrez. De fapt, nu pot să mă concentrez chiar dacă tac, dar e ok. Hai, o să-mi pui întrebări. Tu, având o comunitate atât de mare, spune-ne, te rog, cum te descurci cu hate-ul? Pentru că mai ales printre copii, hate-ul, eu am senzația că el e prea mare. Este un pic greu cu hate-ul. De fapt, era greu la început. Dar acum deja mă descurc, pentru că am început să nu bag în seamă oamenii care se comportă urât sau vorbesc urât despre mine, pentru că îi pun pe primul loc pe cei care mă susțin și cred că ei chiar sunt cei mai importanți. De fapt, cel mai important pentru mine este părerea fanilor mei și cel mai important pentru mine este părerea mea despre mine. De când eram mică am început să nu bag în seamă, pentru că mergeam la tot felul de concursuri unde toată lumea mă... Mă descuraja, să zic așa, vorbea urât despre mine că eu nu sunt așa, că nu știu să cânt. Ce mâncare îți place să mănânci sau îți place mama ta să ți-o pregătească acasă? Cred că mâncarea mea preferată pe care mama mi-o face acasă, în ultimul timp era, de fapt în carantină, pentru că eu mâncam foarte mult fast food, mama făcea foarte des kebaburi, burgeruri și cred că erau foarte, foarte, foarte bune. Dar aveți tradiții culinare? Mama face aproape în fiecare lună sau odată la două luni, face plăcintă, un fel de plăcintă. Nu știu cum se numește exact plăcinta aia, dar cred că cu toții ați văzut-o la mine pe story și a gustat-o și Emilian, vai, a fost foarte bună. Acum, nu știu dacă am amestecat bine, da? Ai amestecat foarte bine. Adaugi făina și praful de copt. Ok, perfect. Iată, o să pregătești această rețetă și familiei tale. Da. Și acum mixează în așa fel încât să nu mai avem cocoloașe, știi, bulele acestea de făină. Cea mai grea parte. Da, cea mai grea parte, dar să știi că mereu când lucrezi cu aluatul nu trebuie să amesteci prea mult. Mă refer la checuri, la aluat moale, știi? Pentru că se trezește glutenul și nu primim atât de pufoase tot ce e. Și noi vrem cățitele să fie pufoase. Corect. Am înțeles. De când ai devenit populară, ți-ai schimbat cumva cercul de prieteni? Cum îndeosebea încredere în persoane? Nu l-am schimbat eu, s-au schimbat ei. S-a schimbat singur, da. Dar cum le dai voie persoanelor să intre în viața ta? Înainte le dădeam voie foarte ușor. Până nu am fost foarte dezamăgită de unii prieteni, apropo... Te-au trădat? Am făcut și un vlog despre chestia asta, m-au trădat, exact. Și m-au trădat într-un fel foarte nașpa. Și de atunci, cred că am foarte puțin prieteni. Cred că am vreo 3. Da, în ce sens te-a trădat? Adică a spus ceva secrete de ale tale? Nu, că eu de obicei nu mă împart cu secretele mele cu prietenii mei. Da, adică... Cred că secretele mele le știe doar mama, să zic așa. Eu văd că tu ca tare te-ai descurcat foarte bine. A luat-o, arată minunat. Te-ai descurcat, du-te la Emilian, eu deja fac mai departe.
Așa! Eu sper că ne-a ieșit ție ce am vrut să fac. Iuliana, cum crezi ce e asta? Nu, hai mai bine să facem o inimă, vrei? Eu am vrut să fac harta Moldovei. Dar nu ți-a ieșit. Demo Moldova, demo moldoveni. Da, dar nu ți-a ieșit. Hai să fii harta Moldovei, o inimă. Inima noastră, hai. Uite, eu am scris jumatea, partea stângă, că eu să leac mai lene, voi. O, și eu dreapta. Eu chiar eu scriu stânga, apropo. Dar eu tot trebuia să scriu stânga, așa. Și iată această inimă plină de dragoste făcută de tine și mine, noi trebuie să o frângem cu aceste bețișoare chinezești. Super, dar nu așa. Noi trebuie să te provocăm la un challenge. Challenge-ul se numește fasula veselă. Cum, cum? Fasula veselă. Deci, ești pregătită? Da. Timp de un minut, cine o să strângă mai multe fasole, va câștiga. Și eu sper că o să rămână o fasolă doar acolo. Două, da, 3, 2, 1 și... Câte una? Câte una? Dar nu pot să... Câte una? Dar cum? Nu copia! Yes! Oh! Hai să le numărăm. Da, bine, la tine sunt mai multe. Așa. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. 27 de fasole. 16, 17, 18, 19. Ah, este! Se vede cine cea mai mult o... Mamă, când mă pune să strâng fasolile, să le dau prin sâtă, să iau gunoiul, asta era cel mai mare dezastru. Dar, din păcate, copiii din ziua de astăzi nu știu cum să aleagă fasola de... Cum să nu alegem? Dar glumești tu, mi-ai zis să luăm câte una și luai, știi cum? Luai așa, le luai. Normal, luai, am! Așa. Dacă tot o dai bine cu cântatul, hai să cântăm. Hai. Două, trei și... Aș vrea... Hai să cântăm o piesă de-a mea. Vrei? Da, da, vreau să te aud, vreau să te aud. Da, care piesă? Aia care îmi place mie tare. Da, tu o știi? Un pic. Ok, hai. Zi refren. Tu nu știi cine ești tu, din cum mai știi cine sunt eu. Vrei să-mi vezi de zâmbetul, dar nu mă vezi și când e greu. Eu am zis de asta, milismica, de-a urfă. Da, da, poți să faci asta. Bravo! Yes! Hai, tu cântă, eu am sacul o... Ok, tu, bine, tu cântă, eu am sacul o... Okay, două, trei, și... Tu nu știi cine ești, zic cum ai ști cine ești. Așa, Iuliana, până o să trecem la următorul challenge, vreau să te întreb care este interpretul din Republica Moldova pe care l-a precis. Păi următorul ești tu. Mie îmi place foarte mult de... Cum crezi? Mie de cine îmi place? Nu știu, de o fetiță... Dar nimeriește-mă! Nimeriește-mă! Nu, Iuliana Beregoi! Hai, zi-l! Zi! Cum crezi? Genele străbune! Aaaa, bravo! Poate îi vreo vedete unii strati chinezoi. Ok, acum... Ionele, bună! Deci trebuie să luăm cât mai multe chestii din astea. Ok. Cum se numesc ele? Bezele. Marshmallow. Așa, și trebuie să cântăm o melodie. Eu prima am să cânt, trebuie să o ghicești. Ok, bine? Hai. Trebuie gura să fie plină până la refuz. Da, hai. Trebuie să ară la părțiță, mâncă părțița de la școală. Ai încă una, până nu știu. Dacă așa. Deci. Britney Spears, oops, I did it again. Na, 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 na. Wow. Plus 50 lei, vă rog, să-i dați la salariul 4. Da, am înțeles. Nu știu, pe-te-te, lasă-te, nu știu, nu fac! Nu știu! Nu! Pe-te-te! Parcă spui cotlete! Pe-te-te, lasă-te, nu știu, nu! Satira, când ceara, mi-e tai și apă! Ok, deci... Pierderte!
Bete, ia uzi. Dar ce te uzi, Luz? Perderte. Bună ziua! Domn Camerman, v-ați o ușă pe țăr, dar îmi plângeți. Bravo! La început de ieri? Tot. La început? Mă uitat! Hai, gata! Peste dealuri, peste dealuri! Peste dealuri, peste voi! Nene Ciobanu, peste Eurovision! Yeah! Șturub mâna ta și mâna mea tot! La mine în căști va suna o melodie foarte tare și eu va trebui să zic o frază pe care tu, citind-o de pe buze, să o rostești. Ești gata? Da. Deci, mai întâi eu îți spun ție. Stai că nu mă auzi. Nu, că eu nu-s fără căști. N-ai înțeles tu challenge-ul corect. Eu sunt... Mai încet, mai încet. Emil. Epilat. Eu sunt Epilat. Emil. Eu sunt Emil. Nu. Ok. Eu sunt Emil. Cu stil. Eu sunt Emil cu stil. Oh, da. Și am o frază pentru tine. Ce frază să-ți dau eu așa mai tocmit? Avem o frază pregătită. Sunt. O fată. Fashionistă. Frână. Bună. Și fashionistă. Și se mânțime. Nu se mânțime. Și nu se mânți. Sunt o fată bună. Și bună. Și fashionistă. Și fashionistă. Și... Fashionistă. Nu te gândi la prostii. V. Fashionistă. Fashionistă. Sunt o fată bună și fashionistă. Fată bună, fashionistă. În sfârșit, gata. Ou, perderte. Ou. Nu, pur și simplu. De găină. Pur și simplu. Organ. Pur și simplu. Uman. Prosta ou. A, prosta ou. Ou, ok. Perderte. Ou. Perderte. Ou per... Perderte. Ou perderte. Ou perderte. Perderte. Stai. Ce frază să dai eu ție ca să o cucerim? Dragilor, ce frază să-i dăm noi pentru Iuliana? Deci, fraza care... Ok. Sunt. To be. Și te uiți. Nu mă... Și te uiți. Sunt. Și te uiți. S. Z. S. S. T. Sunt. Tu. Sunt. Tuți. Sunt. Sunt. Tuț. Nu tuțul, sunt. 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 Te la urmă, la tonă. Sunt. Sunt. Așa, bravo. Sunt. 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 Cea mai tare. De parcare. Parcare. Parcare, parking. Me. Parcare. Sunt cea mai tare din parcare. Yes! Și am avut astăzi alături de tine cea mai tare emisiune dedicată copiilor și gata, la mine plouă în gură. Valeria, vrem să mâncăm chiar acum. Să mâncăm. Da, să se vadă și farfuriile, să ne vedem foarte bine. 2, 3 și... Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această seară alături de noi. Am avut o invitată cu totul superbă. Special, unde ne-am
Eu recunosc că am uitat câți ani am. Eu de fapt am 33 de ani, 34. Sincer să fiu, am crezut că mor de râs acolo în spate. Ați fost superbi la challenge. Yes. Așa că hai să ciocnim. Nu uitați. Vrei și cu Mihai. Dar vrem și cu tine, cu mai echipă. Nu uitați, în fiecare vineri seara ne vedem la Nebun de Gustos. Comentarii, distribuiți acest video pentru că într-adevăr este un video. Așa, marca Nebun de Gustos și Iuliana Beregoi. V-am pupat. Talentată e Iuliana, chiar și cu gura plină, cu zefire a cântat frumos. Dar tu ce faci? Te antrenezi? Eu? Nu mai de nebuniții plin în gura. Vreau să mă întreb pe Iuliana Beregoi și mă antrenez. Mai scurt, am înțeles eu că gura ți-e plină numai cu nebunii. Înșe tușorul. Eu mă asta duc să nu e nebunie. Eu merg să mă apuc de făcut curat. Și tu lasă zefirile și hai și tu. Eu să mă scuzați, eu mă antrenez. Valeria face curățenie. Eu pot. Eu am încredere în mine și pot. Vă?